condus ca lumea, nu are ca urmare numai o teză și pur un titlu de doctor, ce îi face pe cei care, pe doctoranți, să învețe cum să lucreze, cum să lucreze științific. Cum să cerceteze. Și, da, cum se face și deci cum să cerceteze și cum să gândească. Și colegii care asistă întotdeauna la mare parte la cum era organizat înainte doctoratul în România, să asiste la diversele referate și examene, toți au observat că de la primul referat sau de la primul examen până la ultimul, deja se vedea o diferență foarte mare. Deci, cred că faptul că există un profesor îndrumător nu este numai, sigur că e important ca omul să-și termine lucrarea, dar lucrând cu această persoană și arătându-i că mai trebuie să refacă, că să reface, că uite aici a fost, n-a fost bine, îi face pe ei să progreseze cu gândirea, să știe cum să facă o cercetare științifică. Și dăruiește anumite viziuni științifice, da. Un anumit orizont. Da. Și o posibilitate de a căuta, de a cerceta, pe care altfel e foarte greu. Nu prea are de unde dacă nu stai de vorbă cu cineva care te îndrumă. Așa că, pentru mine, cum să spun, nu a fost o ocupație nouă, că m-am ocupat de studenții, de mai ales cadre didactice am avut, dar nu numai, pentru că era ceea ce am făcut de mult și ceea ce orice profesor începe când începe să îndrume lucrările de diplomă, de licență, cum erau înainte. Și am avut aici și studenți mai buni sau mai proști, dar și unii foarte buni, remarcabili, cu teze foarte bune. Este onorant pentru Universitatea din Craiova să beneficieze de experiența și capacitatea noastră la nivel european în această postură de profesor consultant. În momentul de față sunteți președintele celei mai mari organizații mondiale a romaniștilor, și anume Societatea Internațională de Lingvistică Romanică de la Paris și Strasbourg. Cu ce se ocupă această organizație și care este scopul său? Mă gândesc un pic ca să vă răspund corect. Sigur că deja numele spune despre ce e vorba. Este vorba să nu se studieze numai o singură limbă, că există foarte multe asociații. Asociația, și asta în toată lumea. Asociația pentru limba franceză, pentru limba italiană, pentru limba spaniolă, etc. Dar aici interesul este să ții împreună toate limbile, deci care provin din latină, dintre care și limba română, și sigur că asociația și care are și o publicație care apare absolut regulat din an, începând din anul 1926, deci vedeți că are mai mult, aproape 100 de ani, are posibilitatea să arate și legăturile care există între diferitele limbi. Deci pentru limba română este foarte importantă, pentru că în mod greșit se zice că limba română e foarte izolată și din punct de vedere geografic e izolată, dar din punct de vedere al structurii interne al ei este în primul rând o limbă romanică. Să spunem, de exemplu, și aici trebuie făcută deosebirea între, să spunem, situația actuală, contemporană, sincronică, cum spunem noi lingviștii, și cea istorică, diacronică, unde se întâmplă, s-au întâmplat, cum era normal, prin evoluția însăși a societății și politică, diferențe foarte mari. Așa puteți citi, dacă deschideți diferite cărți, mai multe lucrări care spun româna și franceza, cei doi poli opuși ai Romaniei, dar studiile de diacronice, deci istorice, arată că româna e, în mod curios, exact franceza veche, e strâns legată. Deosebirea este că limba română a fost mai conservatoare și deci diferența dintre limba română veche și limba actuală este
dacă sigur e, dacă e scris în litere latine, cred că și un student poate înțelege, poate sunt unele cuvinte pe care nu le mai înțelege, dar în general de înțeles, pentru în franceză nu este așa. Adică un francofon care nu a făcut în mod special franceză veche, nu poate citi, fiindcă nu înțelege nimic dintr-o carte de franceză veche. Diferența e mare. Limba noastră se aseamănă, deci are trăsături păstrate a idoma cu deci această perioadă a dezvoltării limbii franceze, care este limba veche, și ceea ce are ca urmare să avem o altă perspectivă asupra ideii, care după mine este mult exagerată, că limba română este în special, mai ales o limbă balcanică. Limba română este o limbă romanică, ca toate limbile romanice, care sigur că a suferit influențe prin contactele care le-a avut și care le are. Și aici aș vrea să citesc pe un lingvist mort acum, Elvers, care a fost de mai multe ori la noi în țară la simpozioane și care s-a exprimat așa, eu l-am și citat de mai multe ori, că limba română este cea mai ospitalieră dintre toate limbile romanice. Are dreptate, limba română are o foarte mare posibilitate de adaptare. Deci cuvintele care vin pot fi preluate și adaptate conform spiritului limbii române. Alo? Hola? Con señor Mishu Gainusha, por favor. ¿Qué es Mishu? Es un hombre pequeñito, con gafas. Caballero, creo que se ha equivocado. Con Mishu Gainusha, varón. Acum poți să-ți suni familia și prietenii. Cu cartela Digimobil vorbești din Spania, România și invers cu 6 euro cenți pe minut, cu TVA inclus. O cartelă, două numere, spaniol și românesc. E cea mai convenabilă ofertă. Hola, señor Serbanica. España es una fiesta. Digi, pentru familia ta. Aveți acum posibilitatea achiziționării produselor societății MATESA din Craiova prin programul RABLA inițiat de Ministerul Mediului. Societatea MATESA, singurul producător din România de tractoare și mașini agricole, vă recomandă tractorul MAT81 cu dublă tracțiune. Calitate, ergonomie, fiabilitate, consum mic de carburant și costuri mici de întreținere. MAT81 la prețul de 25.000 de euro cu TVA inclus. Societatea MAT vă asigură servis rapid în maxim 24 de ore și consultanță pentru accesarea fondurilor europene. Nu ratați programul RABLA pentru tractoare. Tractorul MAT81, un tractor românesc pentru pământul românesc. Este mai simplu să-ți schimbi apartamentul sau să găsești mobila adaptabilă spațiului tău? Tu păstrează apartamentul, iar Casa Bogdan te ajută să-ți alegi mobila. Numai Casa Bogdan îți surprinde așteptările cu extra ofertele primăverii. Dormitor Ștefania 1099 de lei, dormitor Valahia în Batuș 999 de lei și canapea Valahia 399 de lei. Magazinele Casa Bogdan, oferte generoase, clienți mulțumiți! Ne găsiți pe Bulevardul Nicolae Romanescu, numărul 112A, din Cinta Lactido. A apărut noul număr al revistei Carolina. Cititoarele pot găsi în paginile ei interviuri, sfaturi de frumusețe, rețete culinare, modă, idei pentru casă și grădină, sănătate. Carolina, revista ta de suflet. Știm că timpul tău e prețios, așa că ne-am gândit la noi modalități de a-ți achita facturile RCS-RDS. La bancomatele Băncii Comerciale Române, MKB Romextera Bank și ale Băncii Transilvania. La ghișeele MKB Romextera Bank, ale Băncii Transilvania și ale Băncii Comerciale Carpatica. Prin serviciile Debit Direct al ING Bank și al Băncii Transilvania, Self Bank și Home Bank ale ING Bank. Internet Banking ale Băncii Transilvania. Prin virament bancar. Pentru aceste servicii, băncile nu percep taxe suplimentare. Facturile pentru serviciile contractate se pot achita în continuare la casierile RCS-RDS din orașul tău. Pe
Pentru orice ocazie există Florăria Iris, acum într-o nouă locație pe strada Lipscan numărul 1. Flori naturale, exotice și autohtone, plante decorative și cele mai frumoase aranjamente numai la Florăria Iris. Dacă vrei să le faci o surpriză celor dragi, Florăria Iris îți poate fi complice. Florăria Iris asigură întreținerea plantelor de interior la domiciliu și amenajarea spațiilor verzi. Știre de ultim moment. Încă o locuință a luat foc în această seară. Proprietarul, un bărbat de 35 de ani, a adormit cu țigara aprinsă. Pompierii, ajunși la fața locului, au stins incendiul rapid. Trezește-te! Neglijența ucide! Restaurantul hotelului Helin Aeroport și-a deschis porțile. Cele mai frumoase momente și evenimente din viața dumneavoastră pot fi petrecute acum într-o atmosferă de baz. Sălile hotelului restaurant Helin Aeroport, cu o capacitate de peste 600 de locuri, vă stau la dispoziție cu variante de meniuri rafinate și sofisticate la prețuri promoționale. Eleganța și ambianța sunt cuvintele cele mai potrivite pentru hotel-restaurant Helin Aeroport. Limuzinele Helin vă așteaptă la scară pentru a vă duce pe tărâmul eleganței. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Vreau să remarc faptul că sunteți prima doamnă președintă din istoria Societății Internaționale de Lingvistică Romanică. Până acum era o cetate doar a bărbaților, patriarhală. Ați reușit să spargeți această cetate și cu o mare onoare reușiți în continuare să dăruiți întregii Europe și romanisticii cu o apreciere maximă. Limbile, precum și culturile, sunt într-o continuă schimbare, un soi de osmoză într-o primă fază pentru ca în cea de-a doua fază să ajungă la o metamorfoză. Cum evoluează limbile romanice în general și în special limba română? Aici aș vrea să citesc pe un lingvist de origine română care este, cred că trebuie considerat ca un clasic, deci prin clasic înțeleg că ceea ce a spus el sau a scris el nu este limitat la un anumit timp sau la o anumită metodă, ci el a reușit să găsească niște idei, niște legi și niște adevăruri privitoare la limbă care vor rămâne independent de metodă și de timp. Și vreau să o citesc fiindcă cred că ceea ce a spus el răspunde întrucâtva la întrebarea dumneavoastră, și anume, el spune că limba funcționează în prezent și se constituie, se formează în trecut, prin trecutul ei. Și tot el a schimbat puțin sau a adăugat încă un sens la cuvântul normă pe care îl cunoaștem cu toții. Eu însă mi-am vorbit de limba normată, care este limba pe care o găsim în gramaticile oficiale, în
în tratatele de ortografie sau de pronunțare oficiale. E, pentru coșeriu, norma limbii nu era numai asta, ci era limba care s-a constituit prin uz. Pentru că limba se constituie prin uz. Și limba este unul din fenomenele, să spunem, esențiale, cele mai importante ale omenirii, pentru că dacă vă gândiți bine,